În anul școlar 2015-2016, cursurile vor începe pe data de 14 septembrie, iar anul școlar se va încheia pe 4 septembrie 2016, astfel încât în anul școlar viitor cursurile ar putea să înceapă din 5 septembrie. Anul acesta, elevii vor intra în vacanța de iarnă pe 19 decembrie pentru 2 săptămâni. Astfel vor fi cursuri între 14 septembrie și 18 decembrie, iar vacanța pentru copiii de la grădiniță și din clasele pregătitoare până la clasa a 4-a va fi între 31 octombrie și 8 noiembrie. Vacanța de iarnă se va încheia pe 3 ianuarie 2016, astfel încât vor fi din nou cursuri în perioada 4 ianuarie-29 ianuarie 2016. Elevii vor avea vacanța intersemestrială în perioada 30 ianuarie-7 februarie 2016, după care în semestrul al doilea vor fi cursuri din 8 februarie până pe 8 aprilie 2016. Vacanța de primăvară se va desfășura între 9 aprilie și 17 aprilie 2016. Vor fi din nou cursuri în perioada 18 aprilie-17 iunie, iar vacanța de vară va începe pe 18 iunie 2016. Ordinul privind structura anului școlar prevede că la grădinițile și în școlile primare, săptămâna școală altfel poate fi organizată în altă perioadă din semestrul al doilea, dar nu mai târziu de data de 27 mai 2016, la decizia Consiliului de Administrație al Unității de Învățământ. Clasele a 8-a și a 12-a fac excepție de la această structură a anului școlar, astfel că la clasele a 12-a anul școlar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, iar 4 săptămâni sunt dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în data de 27 mai 2016.